Discutăm cu liderul USR, Nicușor Dan. Au început să apară mici probleme în paradisul USR. Haideți să începem cu subiectul zilei, relația cu Dacian Cioloș. Este adevărat că ați avut o discuție cu Dacian Cioloș, o întâlnire mai precis, acum două săptămâni, față în față, în care a spus că nu are ce căuta în USR și că riscă prezența lui să distrugă partidul? În primul rând, bună ziua, domnule Tăpălagă, mulțumesc pentru invitație. Au fost, nu vreau să intru în, să povestesc ceva ce a fost stabilit de la început că este confidențial, dar pe de altă parte n-am nimic de ascuns. Deci dacă domnul Dacian Cioloș vrea să spună orice despre ce s-a întâmplat, are consimțământul meu. Ce spuneți dumneavoastră nu e adevărat. Adică dumneavoastră ați reproduce ceea ce a spus domnul Mituță, ceea ce e o interpretare deformată a adevărului. Da, care e adevărul? Ați avut o întâlnire și dacă da, ce ați discutat acolo și în ce termeni? Repet, nu o să spun lucruri care au fost stabilite că vor rămâne confidențiale. Deci o întâlnire a avut loc. Ce pot să spun? Ce pot să spun este că au avut loc discuții cu Dacian Cioloș și cred că cel mai mult contează că este o majoritate în USR care dorește ca Dacian Cioloș. În primul rând, nimeni nu-i poate interzice să vină în USR. Da? Invitația noastră a fost făcută înainte de campania electorală, la jumătatea lui ianuarie, a fost reiterată. Deci orice persoană care îndeplinește criteriile de admitere stabilite de USR are dreptul să intre în USR. În cadrul acestor discuții, ce pot să vă spun este că opinia majoritară în USR este că ar fi benefic ca Dacian Cioloș să intre în USR acum. Există o minoritate care crede că nu ar fi benefică intrarea în momentul ăsta. Și dumneavoastră? Eu sunt în această minoritate. Deci credeți că nu e bine să intre Dacian Cioloș în USR? În momentul ăsta. Puteți argumenta, să explicați un pic de ce n-ar fi potrivit? Există, dar ca să fiu echilibrat, o să vă dau argumentele pro și argumentele contra. Deocamdată dați-mi argumentele în care credeți dumneavoastră. Da, numai că sunt, nu vreau să, ca colegii mei din USR să se simtă trădați de mine ca președinte. Și atunci sunt obligat să le... Să știe ce gândește președintele în legătură cu invitarea fostului premier în partid. Eu da, da, asta e legitim. Ei știu asta, bineînțeles. Hai, spuneți și public, asta da, nu. Da, bineînțeles. Ați preluat postarea de pe Facebook în care am argumentat și ceea ce o să fac, ce o să fac și acum. Deci argumentele pro sunt că Dacian Cioloș aduce un plus de credibilitate, de notorietate și un transfer de încredere de la el către USR, că aduce un plus de profesionalism în USR și că aduce un plus de leadership în USR. Astea sunt argumentele majoritare, pentru care majoritatea din USR crede că e bine că el să vină în USR acum. Argumentele minoritare sunt că, fiind o personalitate cu o notoritate puternică, peste cea a USR-ului în momentul de față, USR-ul ar deveni, în opinia publică, un partid remorcă, un partid lui Cioloș. Și prin asta, multe din atributele pe care încearcă să le consolideze vor dispărea. De exemplu, distanța față de PNL. Când e de notorietate că domnul Cioloș s-a dus la PNL înainte să vină la USR. V-a deranjat? Sincer, aș fi așteptat ca domnia sa să vină la USR. Da. Deci v-a deranjat? M-aș aștepta să vină la USR. Dar... la fel, și aici mai este o diferență de care încă n-am explorat-o în discuțiile pe care le-am avut. Am spus, majoritatea din USR dorește ca Dacian Cioloș să vină în USR, în schimb, majoritatea din USR dorește ca USR-ul să rămână
în linia în care a plecat. Adică nu vrea, de exemplu, ca primari să se mute de la alte partide la USR. Ce am văzut în declarațiile publice ale domnului Cioloș, am văzut că domnia sa nu se referă la un partid, la valorile unui partid, la valorile USR, de exemplu, se referă la conceptul mai larg de unificarea dreptei, mai degrabă, și se referă mai mult la scopul de a bate PSD-ul în 2019 și 2020. Ce e corectă din perspectiva dumneavoastră viziunea domnului Cioloș sau nu? E legitimă în orice caz. E legitimă, numai nu știu cât este de compatibilă cu această majoritate din USR care dorește ca acest partid să se consolideze pe linia pe care a plecat. Deci înțeleg că dumneavoastră mai degrabă doriți asta, ca USR la acest moment să se consolideze pe linia pe care a plecat, cum spuneți, și nu să se gândească acum la unificarea dreptei și... Nu, asta este majoritatea opiniei în USR. Vă simțiți, domnule Dan, amenințată poziția de lider USR printr-o eventuală cooptare a fostului premier în partidul creat în jurul numelui dumneavoastră? Nu, n-am nici cea mai mică... Sunt total relaxat. Nu am considerat niciodată că USR-ul ar fi partidul creat în jurul meu. Dimpotrivă, am considerat că este primul partid construit de jos în sus, în care au intrat oameni foarte diversi, cu competențe foarte diverse, și am militat tot timpul ca cât mai mulți oameni să vorbească în numele USR. Bun, ați revenit. Înțeleg așa. Inițial, poziția dumneavoastră personală de lider USR a fost ca Dacian Cioloș să nu intre în partid, fiind un elefant prea mare, cum s-a exprimat la un moment dat cineva. Dar că ați revenit, după ce ați constatat că în partid opinia majoritară, cum spuneți, era favorabilă domnului Cioloș. E corect? Cu mențiunea că s-a transmis în mod incorect în presă că a fost vreodată o decizie de respingere. Nu a existat o astfel de decizie de respingere. O decizie a partidului de respingere poate n-a existat, dar dumneavoastră personal i-ați comunicat domnului Cioloș că nu e dorit în partid? Ne întoarcem la întrebarea de acum 5 minute. V-am spus, nu pot să dezvălui ce s-a întâmplat în discuțiile confidențiale, însă niciodată nu am transmis că nu e dorit în partid. Dar ce ați transmis? Repet, dacă domnia sa dorește să spună orice s-a discutat, are libertatea, numai că eu, fără consimțământul domniei sale, nu pot să spun. Ok, acum vă spun că îmi sună destul de bizar felul în care puneți problema, și anume, pe de o parte îl invitați pe domnul Cioloș să vină în USR, spuneți că îi adresați o invitație să vină în partid, apoi de altă parte îl criticați. Îi reproșați apropierea de PNL, îi reproșați o anumită viziune, unificarea dreptei. Cum merg ele împreună? Sunt, pentru că mult timp în opinia publică s-au desprins cumva ca cu valoare de adevăr două idei. Că Dacian Cioloș vrea să vină în USR și Nicu Șordan nu vrea să lase pentru că e frică să-și piardă scaun. Poate așa e? Și atunci m-am simțit obligat să exprim două lucruri. Unu, că nu e vorba de o luptă de putere, ci că e vorba de între cele două majoritate-minoritate din USR, că e vorba de o dezbatere de idei, e bine sau nu e bine. Și doi, că să vedem, să exprimăm transparent în opinia publică care sunt argumentele celor majorității și minorității pe această chestiune. I-ați făcut o invitație publică domnului Cioloș de a intra în USR, dar
ați formalizat-o în vreun fel? I-ați trimis o scrisoare, i-ați trimis vreun mail, vreun SMS? Cum anume ați lansat invitația asta dincolo de ce a spus public? Deci a fost o invitație încă dinainte de campanie. Am spus că domnul Cioloș și oameni ca Vlad Voiculescu sunt bineveniți în USR. Vă aduc aminte că a fost o vizită a domnului Cioloș la sediul din Parlament al USR-ului. La jumătatea lui ianuarie am reiterat chestiunea asta și acum în cursul acestor discuții, în urma unei consfătuiri a noastră interne cu liderii filialelor județene și a sectoarelor din București, s-a constituit o echipă care să discute cu domnia sa și invitația la acest dialog i-a fost transmisă domnului Cioloș marțea trecută. Cum? L-am sunat, nu mi-a răspuns, m-a sunat înapoi, nu mi-a răspuns, l-am sunat, nu mi-a răspuns și i-am dat un SMS. Deci prin SMS. Prin SMS, da. Și domnia sa mai târziu m-a sunat și mi-a spus că a primit și că o să-mi dea un răspuns. Bun. Acum, unul dintre membrii USR care pledează puternic pentru venirea domnului Cioloș în partid este domnul Ghinea, fost ministru în cabinetul Cioloș. Vi se pare legitim demersul lui? Cred că ar fi mai ideal ar fi ca fiecare din ca mesajul pe care oamenii din interiorul USR să-l transmită în public să fie unitar, în care fiecare dintre ei să exprime argumentele celor două părți. Acum, cumva, dezbaterea noastră internă prin câțiva oameni s-a dus în spațiu public. Asta nu este, în opinia mea, ca imagine pentru USR, nu este benefic. Dar evident că fiecare dintre noi are dreptul să-și susțină opinia. O să vă întreb așa, foarte direct. Vi se pare că există, domnule Dan, că există un plan, să zicem așa, de a vi se lua partidul? Repet, persoana mea nu contează în această ecuație. Ce pot să constat este că există în opinia publică un, ca să spun așa, o mitologie a salvatorului și chestiuni care sunt de notorietate, respectiv negocierea cu PNL, sunt, dacă eu îndrăznesc să spun asta, chiar pe pagina mea de Facebook, lumea mă acuză pe mine de minciună. Da, un plan nu văd. Dar cum vă explicați atunci toate discuțiile care au început în USR? Legate de domnul Cioloș, legate de cooptarea domniei sale în partid. Este o dezbatere foarte, cum să spun, în momentul în care cineva care are o credibilitate peste credibilitatea USR dorește să intre în USR, evident că ăsta este un subiect foarte important în partid. Și evident că asta generează opinii pro și opinii contra, opinii în care oamenii se gândesc și la imediat și la viitor. Da, să știți că din punct de vedere politic, strict politic, e de neînțeles poziția dumneavoastră când spuneți un om cu notorietatea lui Dacian Cioloș, care e peste notorietatea partidului, dorește să vină în USR, iar eu, Nicușor Dan, consider că asta nu e ok pentru că ar putea afecta partidul. Dimpotrivă, vi s-ar putea spune, e foarte ok ca un om cu greutate să vină într-un partid care nu prea are lideri de forța și greutatea unui om ca Dacian Cioloș.
Da, partidul ăsta fără lideri a făcut în câteva luni, a convins 600.000 de oameni să-i voteze, iar acum, cum am spus, scorul a crescut foarte mult. Deci, unde e o diferență. Într-un sondaj pe care l-am văzut, suntem 14,8. Sondaj făcut de cine, dacă puteți să ne spuneți? Nu pot să vă spun. Da, aveți încredere în cifrele că sunt reale. Bun, vă așteptați la un răspuns pozitiv din partea domnului Cioloș după invitația publică și prin SMS pe care ați făcut-o? E o decizie pe care domnia sa trebuie să o ia. Repet, are de cântărit două lucruri. Pe de o parte, majoritatea din USR care îl dorește, pe de altă parte, majoritatea din USR care dorește ca USR-ul să-și păstreze individualitatea, să nu se integreze într-un mare partid al dreptei. Stați puțin, că sunt două, nu pot fi două majorități care vor două lucruri diferite. Deci o majoritate care îl dorește și o majoritate care nu-l dorește. Asta nu se nu. Este o majoritate care îl dorește, cu condiția ca domnia sa să se include în această traiectorie. Asta este opinia majoritară în USR. O să revenim asupra subiectului, că mi se pare foarte important, nu înainte de a mai lămuri câteva aspecte, și anume, care e până la urmă mecanismul de adoptare a deciziilor strategice în USR? Pentru că nu mi-a fost foarte clar. Cine decide dacă Dacian Cioloș, de exemplu, e bine sau nu e bine să fie invitat în partid? Decideți dumneavoastră unilateral. Decide un grup restrâns, un comitet de negociere, cum a zis adineaori. Decid filialele, au un cuvânt de spus, n-au un cuvânt de spus. Mecanismul deciziei. Nu da, e clar da, da. În ceea ce privește intrarea oricărei persoane în USR, decizia aparține biroului local al filialei și există un criteriu de admitere pe care îi trebuie să respecte. Aici vorbim de cazurile obișnuite, aici vorbim de o situație extraordinară când trebuie să luați o decizie strategică. Dacă în USR cooptați pe cineva cu anvergură de lider, premier, etc. Da, nu da, e un caz obișnuit. Da, da. Dar asta, repet, dacă domnul Cioloș vrea să vină, nimeni nu poate să-l oprească. Adică asta am vrut eu să spun. Nimeni nu poate să ia o decizie contrară. Sau dumneavoastră, sau oricine vine în USR, nimeni nu poate să ia o decizie contrară. Pe chestiunea organului de decizie, conform statutului, între congrese, partidul este condus de Biroul Național. Aici, pentru că suntem un partid construit pe repede înainte, n-am mai avut timp să facem un congres după ce am făcut extinderea de la București la nivel național. Biroul Național a rămas cel stabilit la congresul din septembrie cu oameni din București. Și atunci e foarte rezonabil că acest birou național nu poate să vorbească în numele partidului. Și atunci, la decizii importante, sunt invitați să participe președinții filialelor județene și președinții sectoarelor municipiului București. În felul ăsta, decizia fiind mult mai legitimă față de teritoriu. La congresul ăsta o să schimbăm din mai. La congresul 12-14 mai de la Cluj-Napoca o să facem niște modificări la statut. Varianta care pare agreată de toată lumea în momentul ăsta este să rămână un birou național de volumul, de mărimea celui de acum 11 persoane sau în jur de, și să mai există un organism intermediar, comitet executiv, în care să fie și Biroul Național și reprezentanții filialelor județene, și acela va fi organismul care va lua decizii de importante în USR. Practic cam așa e la toate partidele. Da. Și liberalii și PSD-iștii au acest comitet lărgit în care deciziile importante sunt luate de filiale cu liderii importanți de la centru.